Bună ziua și bine m-am găsit la proful online cu exerciții de matematică. Așa, dar, dragilor, din nou suntem la treaba cu clasa a 5-a, cum și observați. Promitem să prietenii noștri să facem o lecție foarte interesantă. Veți vedea că așa stau lucrurile. Fiecare dată am făcut așa și eu să vă convinc și de data asta. Spune-te rog. 10 de la pagina 47. 10 de la pagina 47. Aflați două numere știind că media lor aritmetică este 41,1. Aflați pe A și pe B. Știind că media lor aritmetică. Media aritmetică. Este 41,1. Parcă cu un mic notat, așa. Da, da. 41,1. Da, mâna, da. Da. Un pic, un pic. Și diferența numerelor este... Și A minus B. A minus B. 32,4. Acum este ușoară rău. Hai să vedem. Da. Tu, David, de tație. Pot eu? Te rog. Păi, media lor aritmetică înseamnă A plus B, totul împărțit la 2. Deci A plus B, totul de împărțit la 2, egal cu 41,1. Asta înseamnă... Și de rezultă A minus B, îi mergem singur. A minus B înseamnă că A este egal cu 32,4 plus B. Adică de aici rezultă că A ar fi egal cu 32,4 plus B. Mai sus, putem calcula trebuie să adăugăm A plus B. Da. Deci din prima rezultă că A plus B este egal cu 41,1 ori 2. 41,1 ori 2 și face. Și rezultă că A plus B este egal cu 82,2. Stop. Tu? Și Darius din spate? Cum continuăm? Deci eu numesc de acolo la A minus B. Deci știu pe A plus B face atât, da? Păi înapoi. Așa. Sus, mă voi rog, și vorbește, te rog, și lucrează. Este egal cu B plus 32 plus B. Deci în loc de A punem 32 plus 4 plus B, deci din asta ar două rezultă. 32,4. 32,4. Deci 32,4 plus B plus B-ul, acela, egal cu 82. 82,2. Este mai bine? Da, bine. O scădere în 82,2. Adică 2B. 2B este egal cu 82,2 minus 32,4. Minus 32,4 și este egal, da, bine, vorbește. Egal cu 4 minus. 4 din 12. 8,9. 9 și 49,8 înseamnă 2B, de unde un singur B. Împărțit prin B, de unde vom afla? Împărțit prin 2, da. Da, prin 2, de unde B este egal cu 4,... Nu. Poți să spun eu? Nu. Deci pe cine nu mai din supresiunea asta, spun eu, nu știu ce, se strică lecția. Da? Deci B egal cu? 24,9. Da? Despre B. Acum, tu au este egal cu... Este egal cu... 24,9 plus 32,4. Care este egal cu... 57,3. Și cu asta am găsit pe așa. Ce este de reținut din ăsta? Care este ideea importantă? Ce am avut aici? Ce a avut autorul să afle la voi? De la voi vreau să spun. Da, ce înseamnă media aritmetică? Deci prima chestiune, ce înseamnă media aritmetică? Apoi, al doilea obiectiv care l-a avut autorul, prin ghișitul ăsta. Faptul că am scris pe A, că am scris pe 32,4. Nu. Ce înseamnă operații cu numere zecimale? Deci asta o urmărim el. Operații cu numere zecimale. Da? Adică, după ce am scris relația media aritmetică și diferența este asta, de acolo a început calculul cu operații cu numere zecimale. Cele două lucruri sunt foarte importante. Ce înseamnă media aritmetică și media... Dar dacă ar fi fost așa, hai să vă dau eu un... Ce înseamnă media aritmetică a trei numere?
Deci am așa, că să se găsească numărul ABC din 3, să se determine numărul ABC din 3 cifre, da? Știind că media aritmetică a lor MA este egală cu, să zicem, 38. Media aritmetică a lor este egală cu 2. Dar nu poate să fie 27, pentru că sunt cifre. Deci media aritmetică este... Cum adică media aritmetică? A plus B plus C împărțit la 3 egal 2? A plus B plus C împărțit la... Deci A plus B plus C împărțit la... 2. La 3. Egal 2. Deci asta s-ar traduce. Vezi? A plus B plus C totul de împărțit la... Cât? Am zis la 3. Era noi și suscriem A plus B plus C supra 3. Deci altfel spus că A plus B plus C egal cu 6. Deci în loc să spun că A plus B plus C face 6, am dat că media aritmetică a lor este 2. Dar acum mai aflăm. Să-i dau informații. Deci A plus B plus C face 6, da? Și că sunt numere consecutive. Da? A, B, C. A, B, C. Consecutive. Asta înseamnă că cum B-ul putem să scriu ca A plus 1 și C-ul scriu ca B. Deci pe B-ul putem scrie ca A plus 1 și pe C-ul scriu ca? A plus 2. A plus 2, corect? Și o să fie... Deci înseamnă că B-ul egal cu A plus 1 și C egal cu A plus 2. Și o să scriem că A plus A plus 1 plus A plus 2 și A plus 3. Aici rezultă... 3A. Da, vede. Eu. Da. Rezultă că... 3A plus 3 egal cu... A plus A plus 1 plus A plus 2 egal cu 6. Ce înseamnă? 3A. 3A. Plus 3. Plus 3. Egal cu 6. Vom scade numărul 3. Da, vom scădea unul 3. 3A va fi egal cu 3, ne rezultă că A este egal cu 1. Și rezultă că A este egal cu 1. Nu, pe 3. Da, trebuie să demonstrăm asta, nu poți da. Să spui. Deci am... Observația ta a fost corectă. Dar am lucrat. Am calculat efectiv și mi-a dat A egal cu 1, B-ul este 2 și C-ul egal cu 3. Corect? Păi 2, B e media mic. Deci B este media aritmetică lor, deci semisuma lor, da? Cel din mijloc, cu observații foarte importante. Da? Deci 2-ul, adică B-ul, egal cu A plus C pe 2. A este o observație spectaculoasă. Nu, A plus B, am. A plus C, vecinii. Da. A plus C pe 2, da? B egal cu A plus B plus C pe 2. Cum? B-ul egal cu? A plus B plus C pe 2. Nu. A plus B plus C. Nu. A, da. Deci B-ul este semisuma vecinilor. Da. Și mai dau exemplu de acesta. Uitați-vă. 1, 3 și 5. Sunt acestea 3 numere care au calitatea asta spectaculoasă și anume că ăsta din mijloc, 3 egal cu 1 plus 5 totul pe 2. Și face 6 pe 2 egal cu 3. Deci, ei sunt la situația ce distanță unul de altul? La 2 unități. Da? Și este o chestiune foarte... Dar la 3 unități putem face mai mare. La 3 unități. Da. Și la 3 unități. Dacă uite, 5, 8, 5, 8 și respectiv 11. 8 egal cu 11 plus 8 egal cu 5 plus 11 pe 2. Important să fii la aceeași distanță păstrată, da? Da, cu 5, sunt numere care, pentru care pot face suma Gauss. Deci numerele pentru care pot face suma Gauss, acelea care sunt la egală distanță, au calitatea asta, că cel din mijloc e semisuma vecinilor. Da? Bun. Cu cine am ales de aici? Deci la simplu ieșitul de acolo,
Eu am mai avansat într-o problemă pe loc, am gândit o problemă în care am vrut să văd dacă știți ce înseamnă media aritmetică pentru trei numere. Da? Media aritmetică pentru trei numere. Și voi ați spus, da, dar nu ne descurcă. Mai dați mie informații, că simplu A plus B plus C fac 6. Sigur că da. Dacă B egal cu 5, dacă B egal cu 4. Deci la momentul acesta, fiindcă suma e 6, iată darea vine și zice, eu m-aș fi descurcat. Cum A trebuie să fie diferit de 0, A diferit de 0, n-are voie să fie 0 pentru că e început, atunci aș fi mers cu varianta A egal cu 1 și îmi dă B plus C să facă 5 și am toate posibilitățile. Dacă B egal cu 5, C egal cu 0, dacă B egal cu 4, C poate să fie 1 și 0. Și scriam toate numerele acestea. Tot așa ne dădea. Da? Nu, până le scriam pe toate. Sunt multe, atunci. Sunt multe, sigur. Da, da, și cu virgulă. Puteam, nu cu virgulă, nu sunt numele decimale, că ABC sunt cifre. Deci, da. Deci nu putem să zicem că AB și C sunt... Dar nu era multe variante. Ba da, pentru că dacă era foarte multe. Și B egal cu 4 o să fie 0, 1, dacă B egal cu 3 o să fie 0, 1. Deci, hai să mergem. Nu, imediat o propun, dar comanda la mine. Atenție, la mergem așa, spune. Pentru A egal cu 1, avem aici. B egal cu 4. B egal cu 0. C egal cu 4. Cu 5. 5. O echipă. Da. Apoi. B egal cu 5. B egal cu 1. Dar voi spune B egal cu 5 și C egal cu 0. Se și schimbăm. Sigur că n-am, că sunt alte numere. B egal cu 5. 5. C egal cu 0. C egal cu 0. Apoi. B egal cu 1. Davide, C egal cu 1, B egal cu 1. C egal cu 4. B egal cu 4 și C egal cu 1. C egal cu 1. Te rog, Darius. B egal cu 3. 2. Hai să mergem în ordine. B egal cu 2. C egal cu 3. C egal cu 3 și cu imediat. B egal cu? Cu 3 și C egal cu 2. B egal cu 3. Aba nu, B egal cu 4. Da, a spus, gata, tot. Aha, nu, gata, astea sunt de A egal cu 1. Deci, pentru A egal cu 1, numele sunt echipajele astea. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acum A egal cu 2. Pentru A egal cu 2. B plus C o să fie egal cu 4. Da. C egal cu 3. C egal cu 4. C egal cu 2. Rezultă B plus C egal cu 4. Și mai trebuie să fie. B egal cu 0 și C egal cu 4. B egal cu 4 și C egal cu 0. B egal cu 1. Da, B egal cu 1. C egal cu 4. C egal cu 5. 3. 3 cu suma 3 fac 4. Respectiv, B egal cu 3 și C egal cu 1. Așa, și? Darius. B egal 2, C2. B 2 și C 2. Deci iată, pentru A egal cu 2. Și merg acum, observăm, sunt aici câte am găsit 6, aici găsesc 5. Și tot ori scad 4. A fost fi 4, 3. Deci sunt multe variante. Sunt multe variante, dar un număr finit. Da, corect. Da, un număr finit. Dar un număr finit, dacă era... În concluzie, eu vreau să mă opresc doar la chestia asta, consecutivă. Și mi s-a mai cerut informații. Și am mai dat o informație că sunt numele consecutive. Daria a venit și a zis, să știți că eu m-aș fi descurcat dacă nu mi-ați fi dat informația asta. Și mi-a plăcut intervenția. Pentru că eu vreau pe voi să veniți în probleme și să fiți creativi. Să încercați voi să gândiți. Și noi putem să mai avansăm încă o propunere. Ideea că, zice, ne descurcăm și fără informația, mai aș fi descurcat și s-a bazat pe faptul că a văzut 6 cifră mică, suma lor 6. Dacă era 20, suma, de fapt, nu putea greu la 27, până la 27, ea ar fi refuzat să gândească la lor. Ba nu, pentru că făceam la cineva acesta, îi scriam pe prima, apoi vedeam că a doua este cu numai mic.
O veneam și pe tine. Dar aveai mult de muncă și nu prea ai fost, fi fost angajată să te duci la o astfel de problemă. Păi. Da? Deci n-aș fi putut da aici suma aceea ca medie să depășească pe 27. N-aș fi putut da. Că 999 ar fi fost. Da. Și nu uiteți de asta. Deci nu ar fi putut. Și acum ați înțeles bine cam ce am urmărit aici. Deci am insistat pe media aritmetică și pentru trei numere, am mai formulat o problemă, v-am dat vouă șansa de a gândi și mai departe și ca propunători, nu? Cu o altă soluție la problema asta și pentru cea chiar de tradiția. Să vedem mai departe. Problema 11 la 47. 11 la 47. Să-mi lași mie libertatea să epuizăm subiectele de acolo și urmă să am și o idee pe care vreau să o... Bun. Deci, aritmetică a trei numere este 37, perioada 3. Da. Media aritmetică a trei numere. Deci, M, A, pentru 3 numere, egal cu A plus B plus C. Este 37, perioada 3. 37, perioada 3. Și media aritmetică a ultimilor două numere este 54. Iar media aritmetică a ultimilor două, ce cum scriu media aritmetică pentru ultimele două? Ele sunt în ordine A plus B supra 2. A plus C, asta e. B plus C. Ultimele două. B plus C supra 2 egal cu 54. Păi și aceasta e cu 54. Aflați numerele știind că al treilea este cu 44 mai mare decât al doilea. Deci, mai avem încă o informație că al treilea... Ce egal cu B plus 44? Da. B plus 44. Și întrebarea este, cine este A? Cine este B? Așa. Daria, nu e o competiție. Vreau să punem lucrurile acum. Nu e o competiție între voi. Ci este vorba de o reușită a lecției aceste. Da, care o țin foarte mult. Vă rog. Este la fie egal cu prima la primește. B plus C. Deci ce ne aflăm? Cum deodată? Nu știu, dar din, din cine? Din cine? Din media aritmetică a ultimilor două numere la B și C și ce egal cu B plus 40. Deci de aici echivalenta asta vei spune că B plus C egal cu... B plus C este egal cu... 100. Cât? 100. 108. 54 ori 2. Da, ca să vă tot prietenul. 54 ori 2. Și egal cu 108. Deci, și că de rezultat am și că C egal cu B plus 44 și continuă Daria din ăsta a două, reiese că... Reiese că o să punem în cea de jos, adică o să înlocuim. Și o să fie 2B plus 44 este egal cu 108. Deci 2B plus 44 este egal cu 108 și dar rezultat, vede, de aici rezultă că 2B egal cu... 108 minus 44. Adică face? Face 4. 64. 64. De unde sigur B? Vom împărți prin 2 și B va fi egal cu 32. Dar C-ul fiind egal cu? C-ul fiind egal cu 31 minus 44. Adică? 32. 32. 70. Hai, Dar. 76. 76? 6. 6, dar mai tare, mai cu convingere. 76. Și am găsit pe D și C. Cum fac Davide pentru a-l găsi pe A? Mie nu prea să scriu perioada acolo și o să scriu 37 de întregi plus 3 pe 9. Deci așa îți place să scrii, da? Deci asta vrei adică să scrii. Adică A plus B plus C supra 3. Deci o să scriu A plus B plus C supra 3. Egal cu 37 plus 37 plus, nu cu 3, 3 pe 9, 1 pe 3.
3. Plus 1 pe 3, da? 3, 7, 3 pe 9 sau 1 pe 3. Echivalentul? Da. 3 ori 3, 7 plus 1. Am acolo, am înțeles bine, și de aici rezultă că A plus B plus C egal cu 3 ori 3, 7. 3 ori 3, 7, care ne va da în... Plus 1, ai zis? Da. 3, 7, A plus cât de Darius? 76. A plus B și C adunate? A plus 76. A plus 76. Și plus cât încă, și cerul, și B-ul, plus 32. 32. Da, face de 3 ori 3, 7. 112. De unde? 112. 112, de fapt. Și atunci, Daria, A-ul va fi egal cu 112. A este egal cu 112 minus 108. Minus 108. Și A este egal cu 3. A egal cu 3. Cu cât? Cu 3, cu 3. Da. Am luat 4, 6, 4, 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 a vrut el să vadă dacă 37,3 în perioadă, știți să scrieți ca o fracție. Exista și varianta următoare. 37,3 se scrie ca fiind 37, cum ai zis tu, din 30. Da. Și plus o treime. Da. Foarte repede s-a dus la aceeași numitor, ca și cum ar fi fost numitorul 1. Da. Și amplificăm totul cu 3. Și ne-ar fi dat 3, 7, 21, 112 pe 3. Și fracția ordinară de la care provine este 112 pe 3. Dar te-ai descurcat foarte bine, pentru că tu ai amplificat acolo cu 3 și ai ajuns la același răspuns. Da? Deci este același lucru. Fac asta, fac această precizare, pentru că există tehnica aceea de introducere de transformare a unei fracții periodice de care periodice simple, în fracții ordinare. Da, domnul profesor, dacă amplificam cu 3, n-ar fi fost 111 acolo, ci era partea întreagă, virgulă, nouă perioadă. Nu nouă perioadă. Ar fi mers. Dacă ai fi, dacă ai fi lăsat nouă perioadă, poate există cu nouă perioadă? Nu. Ați văzut vreun număr care nu se, se poate fi în nouă perioadă. Deci nu se poate fi în nouă perioadă. În perioadă avem un grup de cifre sau simpla cifră până în cât? Până în 8. Da. Nouă în perioadă. Care fracții s-ar fi aceea în care să aibă ca să aibă fracție periodică simplă? Nu? Hai să zicem 5,9 în perioadă. Ce ar însemna asta? Din ce știm noi, este 5 plus 9 pe 9. Adică care 9 pe 9 face 1. Ia 5,9 se apropie de 6. Dar nu este chiar 6. Că 5,9999, vă spuneam că la adânci bătrânețe se scrie de-al de 9 și ca și copiilor noștri, asta ar însemna că se apropie de 6. Adică ar trebui să fie 0 pe 9. Da? Ori 6 e 6, ori 0,9 nu pot să-l scriu și nici nu poate să existe scrierea cu o singură cifră în perioada 9. Nici 99, nici 999 în perioada. Deci nu am așa ceva. Se împarte exact. Se împarte exact, urmă și atunci da. M-am dus la numărul respectiv. Deci aici am scris doar transformarea unei fracții decimale într-o fracție ordinară. Așa, a fost așa. Important. Da, da, așa. Și tot media aritmetică aici suntem. Da, și suntem la media aritmetică. 13 de la pagina 48. Calculați media aritmetică a trei numere, știind că două câte două... Media aritmetică a trei numere. Pentru A, B și C. Cine este? Adică...
A plus B plus C supra 3 egal cu cine? Asta ne cerea. Da, știind că 2 câte 2 au media aritmetică. 2 câte 2. Adică media aritmetică a două dintre ele au A și B. Adică A plus B, B 2. 2 dintre ele A plus B. Egal cu 11. 11. Apoi A plus C pe 2 egal cu 36. Și că B plus C supra 2 egal cu 32. Întrebarea este să facem media grupa celor 3. Ușor, ușor. Bun. Cum? Tu, Davide, dacă ai Darius, dacă ai rog. Păi aflăm A plus B, A plus C și B plus C. Deci din prima rezultă că A plus B egal cu cine? A plus B egal 92. 92. A plus C egal 72. 72 și? B plus C egal 30, adică 64. 64. Și din toate acestea este egal cu 2A plus 2B plus 2C este egal. Aaa, observă el că dacă le-a adunat, le-a adunat pe toate. Și mai mult la 2. Observă că obținem A plus B, 2 pe lângă, deodată e bine? Erau 2 de A, 2 de B, 2 de C, tot pe 2. 2 pe lângă A plus B plus C, David e egal mai departe cu? Cu 8. 8. 158. De unde numai A plus B plus C? Vom împărți prin 2. Da. E egal. A plus B plus C este egal cu? 7. Da, și 9. 7 și 9. Și atunci media, Daria, media... Media, să dați că 72 supra 3. Poți? Egal, da. 79 supra 3. Care este egal cu 26,3. Face 20 și... 6. 6. Perioadă 3. Deci, ea observă că... Jos, deci o să iau fracție. E bine, bine pe rata 3? Bine? Da. Da. Deci vine de 2 ori. 19, 6. Da, 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 e bine. E bine, 26 din pe rata 3. La edificiul ăsta, ce-a urmărit autorul? A urmărit să vedem dacă putem scrie după ce facem acele carte. Deci să observăm că putem scrie 2A plus 2B plus 2B. Practic, atunci. De nou, media aritmetică a două sau a trei numere. Cum am zis, da? Media aritmetică pentru două, respectiv pentru trei. Și al doilea lucru, rezolvarea acestui sistem. Rezolvarea unui sistem de trei ecuații cu trei necunoscute. Practic, asta. Asta putem să facă. Ideea asta de a ne aduna este esențială în rezolvarea sistemului. Bun. Suntem în tabla. Cristina e servită. Da. Sigur, Cristina. Nu rămâne decât să vă rotiți. Da. Azi e aici. Bun. Davide, David, dar ajuns la 15, nu mai e de la să-l facem. Păi, nu l-am făcut. Nu l-am făcut 21. Și el nu l-a făcut 21, dar nu l-a făcut 15 și el l-a făcut. Îl facem pe 15 acum, da? Nu l-am avut, ci de la școala trecută. La școala 19. La școala 19, nu. Nu-l facem? Nu. La școala 19. Avem 21 și 17. Hai să vedem repede. 21. Problema 21. 27 de la pagina 48. Așa. Măzurând lungimea sălii de clasă, Ana, Barbu, Rina și Dan au obținut 10,3 metri. Deci numele 10,3 metri. 10,32 metri. Și 10,27 metri. 27. Aflați lungimea medie a sălii de clasă. Deci,
Media, făcut-o. Media aritmetică a măsurătorilor făcute. Da, și la B, care dintre cei patru copii a măsurat cel mai aproape de lungimea medie? Ne spune care și cum adică? Băi, sunt patru copii. Ana, Barbu, Crina și Dan. Ana a făcut 10,3. Da, Ana, acum e țară deasupra. Da, Ana. Barbu, Crina și Dan. Da. Și acum, prima chestie, să aflăm media aritmetică. Da, vedeți? 10,3 plus 10,32 plus 10,37. 27 pe supra 4. Și egal de aria. Și este egal cu 50,8 împărțit la 4. 50,8. Eu am făcut total. Da? Hai făcut. 50,8 împărțit la 4. Da, 40. Da, măi, este și hai să vedem împreună acum. A apărut discuție. 7 la sutin și cu 2, 9 și cu 5. 14. Și atât? La sutin. 4. Ce-mi ești? 10 și cu 2, 3 și cu 3, 6. Și cu... Nu la 7 și cu 3, 10. A, da. 0. Și ducem la... Da. Unități. 41. 41, da, nu 50. Da. 41. 41, vedeți? Multe greșeli. Vreți una cu alta și vedeți greșit? Sigur că da. Deci încercăm să le adunăm corect. Dacă greșim, am dat după peste cap. Supra 4. Și cât face? Da, vedeți? 10,26. E bine, da? Da. Deci, cel mai aproape copil a fost Dan. 10,26, cel mai apropiat este... Hai, ba da. Cel mai apropiat? Da, cel mai apropiat este Dan. Da. E bine, da? Dan. Sau Dan. Da. El este cel mai apropiat, pentru că la 10... Deci la partea întreagă, toată lumea este aproape. Acum trebuie să comparăm la... Zecim. La zecim, cel mai apropiat rămâne el, da? Și sutimile fac el, da? Chiar zecimile ne indică cine e cel mai apropiat. Corect. Zecimile, da? De la zecimile de seama. Și? Nu, de la sutimile de seama. Eu zic de la zecim. Când zecim, cine mai are 20? Doi la nimeni. N-are nimeni la zecim. Deci el e indicat foarte clar. Bun. Altă ceva? Atât. Bun. Merg eu să da, dar la ieși supată spunem așa. Totul, media aritmetică a fost așa și compararea numelor decimale. Compararea numelor decimale. Și acum încerc să vă propun următoarea întrebare. 1,9 înlătăm cu X-ul. X2 egal cu 1,99. X3 egal cu 1,999. 3,9. X4 egal cu cât de 9? Cu 9. 4,9. 4,9. Și așa mai departe. X indicibil egal cu cât de 9? Cu N de 9 de N ori. N 9 și 9, 9, 9 de N ori. De N ori. Asta că eu țin minte asta, domnul profesor. Vă știu să vă dau răspuns dacă îmi spuneți. Da. Să vedem acum ce fac. O țin minte asta. Ia să văd... Da. Dacă ar fi să reprezint, pun pe 0 un mic. Pe 1 aici, pe 2 aici, întrebarea mea este următoarea. Pe 1,9 unde se împun? Pe toate vă să vă plasăm între 1 și 2. Deci,
Ce ar însemna să împart pe ăsta în câte părți? În 10 bucăți. În 10 bucăți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai să mă aici. Și iau din acestea câte? Iau 9. Deci 9. Aici e rămâne. Da. Ăsta este X1. O voi reprezenta mai mare. Deci X1 aici s-a poziționat. Da. X1 aici. Ca X2 să mă deschid acea bățică mai mare. Deci iau deoparte pe asta. Ultima zecime. Da. Ultima zecime iau deoparte. Și în partea aruncată în 10. Iar o parte în 10. Și zic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iau tot 9. Tot 9 luăm din ele. Și acum? Și asta rămâne liber, dar nu s-a apropiat de 2. Da? Mai iau încă o dată, mai deschid. Iar și eu iau și o deschid. O parte 10. Aici s-ar afla al doilea X. Da, X2 aici. Deci X2 este în poziția asta. Acum mai am o dată de sfârșit și mai mare. Așa. Împart în 10. Iarăși. X1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iau 9 bucăți iarăși. Așa. Și pe a 10-a. Și ăsta este X3-ul aici. X3 și o mai deschid încă o dată pe aia. Și continui, continui. De enori, cât ar fi de mare. Bun. În felul ăsta am construit un șir de X. Un șir de X. Un X1 care l-avem aici. Un X2 care e mai aproape. Un X3 și mai aproape. Cu creta nu mai pot să fac treabă. Clar. Urmăriți-mă, cu creta nu mai pot face treabă. Cât de X aș putea pune aici? Cât de X din șirul ăsta? O infinitate. Foarte, foarte mult spuneam că să las copiii și rămâne parte, da? Bun. Acum vă întreb. Între 2,1 și 2,01, care e mai aproape de 2? 2,1 e mai aproape de 2. Sigur, da? Stai. Da. Și 2,0. Bine, 2,0 nu este mai aproape de 2, deoarece 2,1 este mai mare de 2,0. Da. Deci 2,1 e mai departe, da? Practic, ce s-a întâmplat? De la 2 la 3, l-am împărțit în câte? În 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da. 8, 9, 10. Iau. Și iau de după 2, doar o zecime, doar pe asta o iau. Da. Da. Aici ar fi poziția la... Hai să notăm cu Y1. Y1 poziționat. Acum, pe asta de aici o iau deoparte. Că 2 a fost aici, da? O iau deoparte. Și o împart în câte? În 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și doar luăm o sutime din ea. Deci pe asta o luăm. Pe prima de aici. În felul ăsta, asta s-a apropiat și mai mult. 2, 0, 1 s-a apropiat și mai mult de 2. Da? Al doilea Y construit este 2, 0, 1. Al treilea Y, îl gândesc așa, 2,001. 001. Mai aproape este. Și mai aproape de 2, nu mai înseamnă să fi luat zecimea asta, să o împart în, iarăși în 10, să iau pe prima. Întrebarea mea este următoarea. Următorul Y, el, va avea câte zecimale, dacă ăsta trebuie a 3 zecimale, Alo, să aibă N zecimale. Va fi 2, 2, 2,
la sfârșit. Da? În total, tot e în 5. Bănuiți ce fac. Șirul ăsta de ibici e crescător. Ixi. Adică se întâmplă așa. X1 mai mic ca X2, mai mic ca X3, mai mic decât X4. Și așa mai departe, mai mic decât XN, care e mai mic decât XN plus 1, care ar urma următorul. XN plus 1, care e mai mic și așa mai departe, mai mic. Și toți vor fi mai mici decât 2. Și toți vor fi mai mici decât 2. Adică să fie infinitatea mele, dar niciodată nu vor ajunge la 2. Iar în partea asta, în partea dreaptă, am un șir de Y, care începe Y1, Y2. Este cel mai mare, Y2 mai mic, Y3 mai mic, și mai departe, Yn mai mic, și așa mai departe. Ce fac acești șir de X? Aștia îl strâng cât se poate, ca într-o menghină șirul X-ilor. Construit de aici, pe strânca într-o menghină, se apropie din partea asta, din stânga spre noi. Iar ceilalți fiind ca o menghină din partea cealaltă. Este fantastic cum din ce în ce mai mult îl strâng șirul acesta de aici, din stânga și din dreapta, îl strâng pe doi fără să-l atingă. Este ca un crește. Și respectiv strâng pe doi fără să-l atingă, când îl ating. Când adaugă ceva. Când se scriu atâția termeni. Când o să ai tu 1000 de ani, da. Și să scrii continuu. Adică niciodată. De aici, dragilor, ce fac acum este un primul exercițiu de gândire abstractă la nivelul a ceea ce înseamnă reprezentarea numelor pe axă. Da? Deci, practic, noțiunea de limită, care se face în clasa 11-a, este acum la un nivel, cum ar trebui să o predea profesorii. Din păcate, noțiunea de limită nu se gândește în ciobit să se plece de la nivelul ăsta. Nu se oprește până la 0,2. Deci, acum lor le-a creat imaginea ceea ce înseamnă imposibilitatea de a atinge așa, decât a la limită. A la limită, făcând așa, pierd din 0 la infinit. Deci, șirul ăsta de aici, în matematică, folosim așa, limită, pentru el tinde la infinit, adică o infinitate de șirul de aici. Limita acestor șiruri se va duce la 2. Da? Atât a celui din stânga, cât și a celor din dreapta. Limite pentru Y tinde tot la infinitate. Termenul de formă aceea, cum a fost interiorul, va face 2. Limita egal cu 2. Vă amintiți voi, mămici, când în liceu ați făcut noțiunea de limită? Niciodată profesorul nu a avut grijă să vă spună așa. Că e vorba de o chestie de asta. Ca să înțelegi noțiunea de limită și să poți să-ți rămână în suflet definitiv pentru toată viața, cam ce ar însemna chestia asta, da? Iată, asta înseamnă. Adică nici nu merge la niciodată nu se poate să-l atingă pe doi.